This is a story of wasted youth and a dead in life. Aceasta este povestea unei tinereți irosite care a fost transformată de puterea lui Dumnezeu. Era un adolescent maghiar cu probleme. Singurul său vis era să devină șef de mafie. Însă Dumnezeu i-a dat o nouă viață în Hristos și succes în domeniul sportului. Se spune că adolescenții își irosesc tinerețea. E și cazul lui Zoltan Gera, care și-a irosit tinerețea într-un anturaj nepotrivit, cu alcool și droguri. Apoi a fost mântuit în mod radical și a devenit cel mai bun fotbalist al Ungariei. Deși Zoltan Gera a fost un fotbalist talentat în tinerețe, din cauza stilului său de viață rebel, nu a reușit să aibă succes în domeniul sportului. I was 15. La 15 ani mă uitam la un meci de fotbal și mi-am spus că am mai mult talent decât acei jucători. Însă mi-am dat seama că e prea târziu pentru mine, că sunt terminat și niciodată nu voi deveni un fotbalist, pentru că mi-am irosit talentul. Lui Gera i-a fost greu să joace fotbal la nivel profesionist, deoarece plămânii săi nu mai funcționau la capacitate maximă din cauza aurolacului. În timp ce el se cufunda tot mai mult în probleme, tatăl său s-a gândit că numai Dumnezeu ar putea să-i mai salveze viața. Tatăl meu mi-a spus că nu mă poate ajuta. Mi-a spus să mă duc cu el la biserică să vedem dacă Dumnezeu mă poate ajuta. Astfel, tatăl său l-a dus la biserică. Până atunci, Gera nu mai participase niciodată la un serviciu al unei biserici creștine evanghelice. I s-a părut fascinant faptul că oamenii erau așa de entuziasmați de Dumnezeu. Însă, când tatăl său l-a întrebat dacă vrea să fie mântuit, el a refuzat. Tatăl lui l-a dus din nou la biserică și l-a întrebat dacă vrea să își predea viața Domnului. No. But my dad, he pulled me and take me in front. Eu am refuzat, însă tatăl meu m-a scos în față și m-am rugat cu ceilalți. Din acel moment am devenit un alt om. And from that point I was a new man. Gera a renunțat la băutură, droguri și anturaj și a realizat că acum avea mai mult timp să se antreneze. Însă corpul său a suferit din cauza drogurilor. They said he never be a professional. Mi-au spus că nu voi deveni niciodată un fotbalist profesionist. Când Dumnezeu m-a mântuit, m-am rugat și i-am cerut să mă ajute să pot juca fotbal. I-am spus că dacă mă ajută, îl voi proslăvi prin fotbal. Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune și, pe când era încă adolescent, și-a început cariera de profesionist. Fiind mijlocașul echipei Ferencváros, Gera a fost ales de 3 ori jucătorul anului în Ungaria. Zoltan și soția sa, Timea, au 2 copii. Ei s-au cunoscut la biserică, ea știa despre trecutul său problematic și inițial nu a avut încredere în el. I knew Zoltan as a football player, but not personally. Știam că Zoltan e un jucător de fotbal, dar nu-l cunoscusem personal. Știam că înainte să devină creștin, fusese un băiat cu probleme, foarte agresiv. Am început să ne întâlnim și am văzut că între timp el s-a schimbat. Dumnezeu l-a mântuit și a devenit o persoană bună. I could realize that he really changed and God saved his life and he's a really nice person. Zoltan și Timea sunt căsătoriți de 13 ani și mi-au spus că se uită în mod regulat la emisiunea Club 700 în Ungaria. Most pedig az önök kérdéseivel folyt a leröpet. Sajnos nem ismerem eléggé az eset. Amândoi au contribuit cu o mărturie creștină în domeniul sportului, un domeniu care avea nevoie de această mărturie. Zoltan Gera este un exemplu pentru noi toți. Chiar dacă viața noastră pare să fie lipsită de speranță, Dumnezeu este cel care are ultimul cuvânt. Pentru Dumnezeu, nimic nu este imposibil. El te poate schimba chiar și la vârsta de 60, 70 sau 50 de ani, căci vârsta nu contează. Viața mea este un exemplu că niciodată nu e prea târziu. Dale Hurd, CBN News.